Pompierii au o misiune foarte dificilă atunci când intervin la stingerea unui incendiu în zona Dacia. De această dată s-au utilizat 4 auto speciale de intervenție și stingere, o autocisternă pentru transportul apei și un echipaj de prim ajutor calificat. La locul incidentului au fost găsite 3 butelii, existând riscul ca oricare dintre ele să explodeze. Una dintre acestea scăpa gaz, iar misiunea a fost una contra cronometru. Pompierii au reușit să scoată din flăcări toate cele 3 butelii și să le aducă la loc sigur. O anchetă a polițiștilor și a celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență va stabili cauza care a dus la producerea incendiului. Cel mai probabil este vorba despre un scurt circuit.